Hai că a venit timpul să dăm de gâzga asta din centru. Gâzga asta de cu mătru al meu, de prieteni, colegi. Să vedem cât de bun el a depistat zonele în care chișinăuienii se gâde la cel mai tare. Da. Gâzulica asta o să umble cu mâinile acolo unde se simt cel mai întremurici. Everybody. Așadar, gădiță, dacă ești alături de noi, poți să începi a gâdile. Bună dimineața! Gabi, ești? În primul rând, bună dimineața, Aura, o strog foarte mult să-i transmiți acelui bondar să se dea la o parte de cămin, că o să-i ia foc părul de pe cap. Eu am grijă, de asta stau aici. În spatele căminului. Da, te rog, ai grijă. N-a trecut nicio lună de când Bulevardul Ștefan cel Mare, mai ales centrul capitalei, este iarăși în șantier, după cum vedeți. Șantierul e o chestie care în această dimineață chiar nu ne interesează. Ne interesează tradiția în ajun de Sfântul Andrei, care o să-ți aducă dragoste, care o să aducă tot ce-i cei mai frumos în dragoste. Bună dimineața, o să vorbim cu un haiduc. Salut, cum te cheamă? Roc. Ce făceai în telefon? Cauți pe cineva. Cum te cheamă? Ian Razmilia. A, ты с Украины. Так. А, ты с Украины. А я не мапаю по-украински. А ты по-русски знаешь? Так. Вот, за сегодня у нас... Нет, ну как бы не сегодня, а завтра, да? Завтра у нас большой праздник. Как тебя зовут? Влад. Влад. Вот есть Андрей, знаешь? Андрей? Да, вот. Вот завтра у нас праздник Святой Андрей. Есть такая традиция перед Святым Андреем. Надо, как это будет по-русски, я забыл. Как надо, это называется? Надо, тебя? Надо... А, щекотят. Гудуться. Ты щекотишься? Да. Да, где? Везде почти. Везде? Да. Везде. Что ты здесь делаешь вообще? Я на город приехал посмотреть. На Кишинев? Да. А ты откуда? Харьков. Из Харькова? Ну, Харьков тоже красивый город. Да. Там люди гыль-гыль? Да. Ну, они щекотятся. Понятно, ты тоже щекотишься. Да. Окей, понял. Хорошо, спасибо тебе огромное. Да, куди не мулт нас ворбит. Куди су мулт нас ворбит, ска нари треба ел вому, нари треба. Буна диминяца, вину, вину кочи, вину кочи. Не кажи это. Майна в Рустидуч, кум ти гяму? Снежана. Снежана. Мене и Сфинту Андрей. Да, штю. Конформ традиției, де Сфинту Андрей се фура поарта ши инка. Гадило унде и кочи. Mireasa. Nu avem treabă cu mireasa. Atenție! Conform tradiției de Sfântul Andrei, dacă nu lași pe cineva să te gâdile, să te gâdile, înseamnă că nu o să-ți meargă în dragoste. Tu te gâdili? Te gâdili sau nu? Este. Unde? Este unde? Este. Unde vrei gâdilită? Este deja. Dar unde? De obicei eu nu mă gâdil. Nu te gâdil? Nu. Dar v-ai zis că este. Păi este. Unde vrei să te gâdil? Hai, eu azi te gâdil. Dacă unde? Nu vrei nu, el, vin eu să te cred că e posibil. Dar ce nu e posibil? La uite, talpă, de exemplu. La talpă, nu, la talpă nu o să pot. La talpă poate să te gâdili colegul meu, Anatol. El mi-a șotuit acum în cască. Dacă nu vrei ca eu să te gâdil, vine el și te gâdil. Da, te aștept. El e specialist la gâdilitului, apropo. Da. Mă bucur. Ok, deci tu la talpă, atât, da? Da, da. Bun, da, da. O zi bună. Da. Ok, la talpă n-avem cum. Bună dimineața, bună dimineața. Salut, salut, salut. Ești ocupat? Grebiez, da. A, ești busy, ești busy, am înțeles. Oh, bună dimineața, fetele, stați așa, stați așa, stați așa. Stați așa, stați așa, stați așa. Dar stați o leacă. Astăzi avem ajun de Sfântul Andrei. Știați de asta? Ajun de Sfântul Andrei. Ce se face în ajun de Sfântul Andrei? Ce este se face în ajun de Sfântul Andrei? Pentru ele. Se fură porțile. La fete mari. Da, corect. Nu, în zadar n-am vrut să vorbesc, pentru că se fură porțile la fete mari. Băi, tu ai gâdilit pe cineva? Băi, nu, nu gâdil pe nimeni încă. Cum băi să nu gâdil pe nimeni? Ești bărbat. Salut, maestre. Hai, curaj. Ok, hai să gâdilim pe cineva în căciulă. Hai. Hai să gâdilim pe cineva în căciulă. O să gâdilim o doamnă. Care o să hai, se lase gâdilită. Bună dimineața, doamnă. Hei, hei, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. E, știți că astăzi este ajunul Sfântului Andrei. Refuză, ce se întâmplă de ajunul Sfântului Andrei? Fură porțile. Se fură porțile și încă mai este o tradiție. Nu, conform nu tradiției. Dar o secundă, stați așa faci. Că o să mergi. Spune că nu faci, nu-i faci nimic. Cât sport faci? Băi, băi. Eu vă urăsc. Te apropii de aia și începi să o gâdili fără să-ți dai voie. A, gata, vine. O apuci. Trebuie să aștept așa că vine chiar spre mine. Vine cineva specia. Mi-o aduce și sunt sigur că mi-o aduce chiar în brațe. Dacă nu, dacă nu, eu chiar o să o gâdil cu deasila. Că n-am încotro. Pe cine, bă, iarătă? Și-am luat-o la dreapta, dar s-a dus la magazin. Salut. Dar gata, s-a dus, s-a dus, o plecat. Pe cine s-a arăt dacă o plecat? O plecat.
Bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi avem ajunul Sfântului Andrei. Da, bă, o să-i vedem și noi. Ce se face de ajunul Sfântului Andrei? Vrăj. Vrăj! Vrăj! Și încă? Practic. Tu știi ce se face? Sărbătorim cu rudele și cu apropiații. Super, cu rudele și cu apropiații. Mai există o tradiție în familie. Trebuie să vă lăsați gâdiliți. Că dacă nu vă lăsați gâdiliți, nu vă merge în dragoste. Să dea domnul. Soțul? E adevărat? Soțul gâdilă soția? Vă gâdilă soțul? Rar? Soțul! Dar unde vă gâdiliți dumneavoastră? Fiecare are locul lui. Locul lui de gâdilit. Da, corect. Am înțeles. Da, soțul? Mai des așa, mai des. Că soția se plânge că prea rar. Succes! Succes! Așteptăm în această dimineață să avem pe cine gâdili, dar eu vreau ceva pentru mine de gâdilit. Îți dai seama că nu pot să gâdil. Are impresia că azi o să te gâdil pe tine însuți. Tu poți să începi să te gâdili singur? Când soțul stă alături, iată, mie mi-e interesant, cum tu erai să gâdili soția care soțul... Eu era să gâdil soțul. Bună dimineața! Împreună cu soția. Salut! Și-a ajutat de fiică. Azi avem ajunul Sfântului Andrei. N-o să-ți dea voie, fii atent, n-o să-ți dea voie. Ia ajunul Sfântului Andrei. N-o să-ți dea voie, n-o să-ți dea voie. Deja știu eu că psihologia o am. Băi, dar cine gâdili în țara asta, tu mă crezi? Nu, mă, tu nu ești insistent, sincer, dacă tu așa ai condus și fetele la poartă și le-ai lăsat pur și simplu așa, nu, asta nu-i bărbăție, apucă-o, băi, cum vrea ea. Ajunul Sfântului Andrei. Da? Ajunul Sfântului Andrei avem, nu? Băi, ei, gata. Băi, nu ești bărbat? Ce говорить? Праздник сегодня. Да, хорошо. О, а вы где-нибудь щекотитесь? Омару. У меня, короче, вот ну да, нам надо просто вместе с вами чик-чик щекотиться, понимаете? А почему? А что требуется, да? Взрослые люди, да? Ну да, почему? А взрослые люди что, не щекотятся? Может быть, да, может быть, нет, не знаю. Ребята, вы хотите мой микрофон пощекотить? Я спешу. А, ну подождите, давайте пощекотимся чуть-чуть. А где вы щекотитесь обычно? Нигде? Doamna nu se șăche-șăche. Ce să faci? Vine așa să mă gâdil. Bine că au trecut pe alături. O gașcă de prieteni. Nu, eu pe tine nu vreau să te gâdil, crede-mă. Nu, eu vreau. Pe tine? Chiar eu pe tine nu vreau să te gâdil. Vine așa să-ți dăm o gâdilie. Nu, eu pe tine nu vreau să te gâdil. Băi, nu avem cu cine gâdili în această dimineață, că toată lumea este foarte supărată, nu știu cum, enervată, nimeni nu vrea să vorbească, toți se duș, habar n-am unde, toți au treabă, toți așa de... N-ai cu cine, serios, iată eu acum mă uit în jurul meu, sunt zile când nu ai cu cine. Nu ai, pur și simplu nu ai. Hai, vino acasă, okay. Te gâdilim noi aici. Vino, ești restanțier. Peste 70. Ești restanțier. Hai, vino acasă.